Bună! Astăzi o să vă arăt cum am pregătit această marmeladă de gutui, care este foarte colorată și parfumată. Este perfectă pentru micul dejun, pentru toată familia. Și haideți să vedeți cât de simplu se prepară. Aveți nevoie de mai multe gutui. Eu le-am cules de la noi din grădină. Le-am spălat foarte bine de puful acela neplăcut. Le-am scos cotorul și impuritățile, care au fost destul de multe. M-au ajutat în această operațiune cuțitele mele preferate de la Samura, care se găsesc în magazinele Altex din toată țara și în online. A rămas doar un kilogram de pulpă curată de gutuie pe care am mărunțit-o așa cum vedeți în imagine. Am mutat apoi toată cantitatea de gutui într-o cratiță care merge pusă pe foc. Am adăugat zahăr, zeamă de lămâie și apă, cantitățile le vedeți pe ecran. Apoi a stat pe foc cam vreo 45 de minute, timp în care s-a tot schimbat la culoare. Și după ce a ajuns cam așa, am pasat totul foarte, foarte bine cu ajutorul unui blender vertical. Apoi am mai pus încă vreo 5 minute pe foc. Am turnat apoi marmelada caldă într-o tavă și m-am ajutat și de foaie de copt. Am lăsat-o la frigider peste noapte, când s-a întărit și cam atât de bine a putut să arate. Am porționat apoi și se poate ține la frigider o perioadă lungă de timp în foaie de copt sau puteți să o puneți la borcane dacă doriți. Este perfectă pentru micul dejun, foarte, foarte aromată. Este ușor de preparat, după cum ați putut vedea. Se poate adăuga cu succes și în prepararea unor prăjituri de casă, checuri sau negresă. Și sper să o preparați și voi.